Filmați numai relele și urâtul din România și ne faceți de ocară în lumea largă. Pardon, cred că m-ați confundat cu Hillary Clinton sau, Doamne ferește, cu Angela Merkel. Îi spun bărbatului care mi-a articulase energic o lovitură cu umbrela din votare. De ce m-ați lovit? Auzindu-mă rostirea în limba sa maternă, a rămas ușor descumpănit, după care a continuat ocară. De ce filmați aici? Făceam doar o fotografie acestui WC public lăsat în paragină în plin centru civic. Nu credeți că este rușinos, păgubos? Vă place cum arată? Nu, sigur că nu-mi place, dar dumneavoastră vă plac rezultatele alegerilor locale? Asta am ales, asta avem. Până și haznarele sunt lăsate de izbelit. Halal nație. Aoleu! Ce s-a întâmplat? Vă doare capul? Aoleu, nu! Pe dumneavoastră cred că vă doare. Nu cumva dumneavoastră sunteți de la... Sunt doar în trecere prin orașul dumneavoastră. Nu-i adevărat, am recunoscut după voce, dumneavoastră sunteți. Vă rog, nu mă dați la televizor că divorțează nevastă mea. Aoleu, când o să audă, nici nu știți cât de mult vă iubește. E clar, divorțează. Vă doare capul, v-am lovit rău, vă duc la spital. Nu vă faceți probleme, domnule. Credeți-mă, când văd că mai există astfel de apărători ai patriei, nici capul nu mă mai doare. Vă bate joc de mine, vă rog să mă iertați. Cum să-mi bat joc? Nu obișnuiesc. Mă iertați? Pentru ce? Nu vă faceți probleme, vă înțeleg năduful. Și mie îmi vine uneori să le aplic un rachet pe o colecție, dar ar fi inutil, prea târziu. Vă mulțumesc frumos, m-ați eliberat din capcanele gândului, mi-ați normalizat cadența. Mă gândisem astăzi să încep cu epistola către Dumnezeu sau cu din seria de estetici, sunt de 5-6 capitolate, în mici capitole intitulate Estetica omului, Estetica sufletului. Aș fi vrut să încep cu estetica prostiei, dar mi-aș fi dat seama că ar fi însemnat o imagine prea